Potrivit legii partidelor politice, în situația în care tribunalul respinge notificările formațiunilor, statutul acestora și conducerea revin la forma inițială. În cazul în care modificările nu sunt comunicate conform articolului 25 alineatul 2 sau dacă instanța a respins cererea de încuvințare a modificării statutului, iar partidul politic în cauză acționează în baza statutului modificat, Ministerul Public va solicita Tribunalului București încetarea activității partidului politic și radierea acestuia din registrul partidelor politice. Deși legea este clară, iar decizia instanței poate avea efecte dramatice, liderul PNL Gorj, Dian Popescu, consideră că justiția nu poate afecta funcționarea partidului. Deci v-am spus că nu are nicio legătură cu conducerea partidului decizia tribunalului. Bun, deci nu creează niciun efect. Nu creează absolut niciun efect în conducerea partidului. Popescu a mai declarat că din datele pe care le are, conducerea PNL va ataca decizia Tribunalului București în termenul prevăzut de lege.